Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic specialist diabetolog și voi încerca să vă răspund la câteva întrebări. Întrebarea de azi sună așa. Consumul de alcool este periculos pentru un diabetic? Consumul excesiv de alcool este periculos pentru orice persoană, diabetică sau nu? Cantități mari de alcool pot duce la hipoglicemie. În cazul în care acest lucru se întâmplă, vă sfătuim să consumați carbohidrați. Cel mai bine ar fi să evitați să consumați cantități mari de alcool. Simptomele beției acute pot fi similare celor din hipoglicemie, iar de aici poate apărea o confuzie extrem de periculoasă. Dacă ați consumat o cantitate mare de alcool, există riscul de hipoglicemie pe o perioadă de 16 ore sau chiar mai mult. Controlul strict al glicemiei în această perioadă este vital. De asemenea, consumul excesiv de alcool în mod regulat poate duce la creșterea tensiunii arteriale. Consumul de alcool poate agrava neuropatia. Băuturile slabe în carbohidrați și alcool sunt de preferat băuturilor alcoolice standard, dar pericolele nu sunt de neglijat în nici unul dintre cazuri. Adesea, alcoolul este amestecat cu băuturi acidulate, băuturi dulci, care în mod sigur vor avea un impact negativ asupra glicemiei. Cam atât pentru azi. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.